Așadar, dragilor, continuăm cu Cosmin, clasa a 12-a. Și pentru Cosmin, să vă mai întâi clasa a 12-a, da? Da. A 12-a. Cosmin, tu ai așa spui că nu ți-e clar deloc și cu calculul ăsta integral, da? Calculul integral. Da? Integral. Știi, eu am scos un volum cu calcul integral. Deci am un volum scos unde iau de la zero informațiile. Și ca să-ți arăt cam ce am făcut acolo, să scrie și prietenilor mei, cei care ne urmăresc, am să încep cu întrebarea de ce a fost nevoie de calcul integral. Să vă chinui și anul ăsta? Că tot anul master nu-ți face. Da. Și că dacă apuci de nu înțelegi nimic, asta e într-o ceață continuă. Pentru că o elevă la un moment dat mă întreba să, de ce, domnul profesor, dacă învăț și chestia asta, eu cu mine am mai ieftină? Adică, care e motivul pentru care s-a fost introdus acest lucru? Toate acestea le găsesc atât de bine explicate în formul calcul integral, în cele 15 DVD-uri, am stat în data viitoare, cum arată un volum de ceva, să-l arăt tuturor prietenilor, ei pot face repede, pot face comandă, există acolo posibilitatea să accesați, și mă sună cineva astăzi și mi-a spus așa, domn profesor, a ajuns ședința de meditație din Constanța. Eu spun, mămică, ce m-a spus, la 100 de lei. Ședința de 2 ore. Și dumneavoastră, 15 ore, se vinde cu doar 90 de lei? Este incredibil. Ce este asta? Și bani mai mult, când se dă număr mai mare, în comanda respectivă scade prețul. Da? Nu eu fac asta, ci cineva se sună acolo și se poate... De dragilor, vă puteți lămuri cu calcul integral, cu derivate, limite, totul este făcut ca la lumina zilei. În stilul meu, așa cum ați văzut, cu suportul teoretic. În varianta următoare. Uite, am să desenez un triunghi. Cu cine este egalarea unui triunghi? Tu știi? Cu bază lunățimea supra 2. Excelent. Bază lunățimea supra 2. Dar triunghiul ăsta am să-l surprind într-un sistem de axe. Da? Într-un sistem de axe. Aici este originea celor două axe. Da? Și aici, hai să zic așa, este un punct B, A, hai să zicem A, și aici un punct B. Distanța asta e 3, adică o B dau O, B, dau 3. Alo. Poftim, Maria. Unde aștepți, de-o mai bun? Dar tu nu știi să vii aici? Trebuie să-mi dai la treabă eu. Păi cum mă găsești? Că mă vin, mă spun și îmi dai la treabă. Da? Bine, bine. Așa, o să cum am motivez cauzul integral și dacă vine ea o să începem. Că motivul principal este pentru că n-ai faza de jos. Dar ca să înțelegi de ce. B de coordonate, hai să zicem B de coordonate, fiind pe axa X, 3 și 0, nu? 3 și 0. Iar aici, să zicem, A de coordonate, 0 și 4. Că X-ul e 0 pe axa Y-ul, iar Y este 4. Și atunci avea triunghiul ăsta. Cu cine este egal?
Ave altri nomi, quindi. Rimangere. O Ave. Ave. E capo basa, caetri. Ori nazina. Care este patru. Supra doi nomi. Și 12 pe 2, care face 6 cm pătrați. Acum, aceeași arie o să o gândim prin calcul integral. Ca să vezi ce interesant este. Și de aceea am să scriu, vezi că cine mărginește partea de sus triunghiul, așa de ipotenuză a triunghiului, îi pot găsi, este ecuația unui trepte, practic. E o dreaptă care trece prin două puncte. Și am trecut la geometria analitică. La geometria analitică am făcut ecuația dreptă care trece prin două puncte. Deci, când avem punctul A din coordonate X1, Y1 și B din coordonate X2, Y2, panta dreptei, adică înclinarea ei, el indice A, egal cu Y2 minus Y1 supra X2 minus X1. Și egal cu Y2, asta este, deci, panta. Și având unul din puncte de bază, A de coordonate X1, Y1 să ia, atunci ecuația trebuie care trece pentru un punct și o direcție este Y minus Y1 egal cu F pentru X minus X1. Unde F este asta. Asta e o primă variantă. O altă era foarte determinant. Ecuația dreptă. Deci, ecuația dreptă a F era așa. X, Y1, X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, egal cu zero. Deci X, Y1, X1, Y1, 1, X2, Y2, 1. Și povestea este să vedem exact cum ar fi ecuația dreptă în cazul nostru. Noi avem A de coordonate cât? În cazul nostru, ca model, A de coordonate 0 și 4. Iar B de coordonate 3 și 0. Și atunci AB, de fapt, dreapta AB, va fi așa. X, determinat de Y1, apoi X1, adică X-ul ia 0, 4, 1, apoi 3, 0, 0, 1, determinatul ăsta e altul 0. Echivalent. Știm să dezvoltăm un descărcat doar din 3, da? Da. Punem de desubt. Y1 și 0, 4, 1. De ce pus pe X, Y1, X, Y1 și 0, 4, 1. Regula pe care o știi tu este așa lui Saus. Da? Asta îți place mai mult decât regula ce nu. Și atunci va fi? X, 4X. Deci 4X. 4X plus 0. 0, da. Plus 3Y. Plus 3Y, da. Minus 4, minus 12. Minus 12. Minus 0. Minus 0, da. Și minus 0. Și minus 0. Și egal cu 4X. Deci, și asta e egal cu 0. A, da. Așa, da. Determinatul ăsta pe sine. Bine, 4x să scriem că nu avem ce face. 4x plus 3y plus 3y minus 12 minus 12 egal cu 0. Asta este ecuația dreptei. Ecuația dreptei A. Asta, 4x plus 3y minus 12 egal cu 0. Din relația asta, scoatem pe y și vine ce trebuie să spui. 3y egal cu 12 minus 4x. 13 minus 4x. Y egal cu 12 minus 4x pe 3. Minus 4x totul pe 3. Dar Y înseamnă expresie minus.
Deci poți să spui că aici privești relația asta ca un mod de a face corespondența și spui că am de a face cu funcția f de x, f de x egal cu 12, minus 4x, totul f. Deci am funcția, acum, f de x egal cu 12 minus 4x pe 3. Și în clipa de față, area triunghiului OAB este egal cu 1 pe 2 din integrala, vă spun, de unde până unde merge, de la 0 până la 3, din y cu funcția astea. De la 0 până la 3 este integrala definită de la 0 până la 3, din y cu funcția, adică din 12 minus 4x, totul supra 3. Dx, când mai am întors din bolul ăsta, fără prezența lui dx. Ei, când să mergem mai departe, și egal cu 1 pe 2, 3 este în față, știi bine că cu ăsta trebuie să față integrale, deci vine 1 pe 3 la ieși. Încă 2 face 1 pe 6, integrală de la 0 la 1 din 12, minus 4x, în paranteză, văd de x. Și egal cu 1 pe 6. Și integrală din fiecare, nu? Îți amintești? Din 12, minus, dar vine pe lângă 1 pe 6, pe lângă integrală din de la 0 la 1 din 12 de x. Minus integrală la 0 la 1 din 4x. Dx nu are sens simbolul fără așa ceva. Și egal mai departe, 1 pe 6, pe lângă 12 iese în față și rămâne doar 1. Și integrală din 1 cât este? X. Da? 12x minus 4 ăsta iese în față și rămâne doar integrală din x. Cât este integrală din x? X. Nu e data, x face. Dar integrală din x cât este? Hai să vedem. Integrală din x de x cât este? Păi cine e derivată? Este x pătrat, pentru că este cu unitate. Da? Deci este x la întâlnirea și vine x pătrat pe 2. Cu s-o constat în acolo. Dar integrală din x la 3, cât este? X la 3 de x. X la 4 sau la 4. Ai vezi? Plus o constantă. Așa, integrală din x la 9, integrală din x asta, este x pătrat pe 2. Da? Deci 4x pătrat pe 2. Între valori, deci pun întrecere sau calcul, la 0 la 1, de la 0 la 1 la 1, de la 0 la 5, de la 0 la 3, de la 0. Deci am pus eu 0, 1, 3, 3, 0 la 3, și între 0 și 3, și la 1. Până la 1 pe 6, pe lângă. Se face valoarea în punctul superior, ca să-i primitiva, în 3, și minus valoarea în punctul interior. Și zice, 12 ori 3, cât face 12 ori 3? 36. Hai să simplificăm mai curând printr-un 2 și un 2. Iese și în factorul un 2 și cum se face? Că între 12 și 2 sunt 2 în factor și vine 2 supra 6 pe lângă 6x minus x pătrat între valorile 0 și 3. Și cam mai departe cu 2 pe 6 face 1 pe 3. Pe lângă. Și acum să facem valoarea în punctul superior minus valoarea în punctul inferior. 6 ori 3, 18. 18 minus 9, că este 3 la 9. Și minus acum, înlocuiem x cu 0. 6 ori 0, 0. Și 0 la pătrat face 0. Și deși mai atât. Numai acest. Și egal cu 1 pe 3 ori
18 minus 9 face 9. 9. Și 9 pe 3 egal cu 3. Cât rădăcarea mai înainte? A, ne da 16, zice, 6 de metri. Nu trebuia să pun 1 pe 2, aici am greșit. Am uitat asta. Și deci fără 1 pe 2, atunci rămâne 3. 3 era aici. 3 ori 2. 3. Și vine doar 18 minus 9, s-a simplificat 2 ori acela. Și vine 6, da? Deci, nu mai aveam pe 3 și finalul face 6. Da. Același lucru. Ei, asta a fost de situația când am avut o dreaptă. Dacă nu s-am o curvă, nu mai am cum să afloarea prin metodă pe care știam. Și de aceea, calculul integral s-a impus ca un exemplu concret pentru rezolvarea acestor probleme. Așa că, pentru lămuriri foarte ușor și ușor de făcut, acela e forumul care merge să-l poți achiziționa și tu și toți prietenii noștri, eu să-l duc data viitoare, să-l vedeți, luni, dacă ne întâlnim, dacă ne întâi, și să vedem exact cum arată și cum poate fi achiziționat. Dar, acum, fiindcă eu și Maria, o să am motivat. Care este rostul calculului integral, o parte, deci pot afla volume, arii, deci este cu aplicații fantastice în practică. Deci de aceea se face calculul integral. Ai văzut? Primitiva aceea era un lucru important să o găsim și să o prindem în noi. Facem o recapitulare. M2. Sau spune dacă la ce profil ești. Așa, deci M2, sigur că da. Deci gradul de dificultate e mai mic. Și fiindcă am vorbit data trecută despre funcții, am să continuăm acolo cu aflarea domeniului de definiția unei funcții, unde facem tot felul de lucruri interesante, da? Așa. Deci, o să spunem că am și capitolul ăsta funcții. Foarte bine făcut. Deci este volumul funcții făcut cu suport teoretic, cu tot ce înseamnă lucruri concrete și toți cei care au reușit să intre în posesia volumului, au spus că ne-a fost foarte tare. Totul este ca la dominație. Da? Deci, o să vedeți acolo. Eu acum să merg în partea practică, suportul teoretic se găsește acolo, și anume, se dă funcția f de x. Deci, vedeți că dau relația. F de x egal cu 3x plus 5 supra modul din x plus 2 minus 7. Ca să pot vorbi de funcții, trebuie domeniu și codomeniu. Dar esențial e domeniul de funcție. Funcția de cum a fost dată? Deci apare întrebarea, f de funcție pe cine? Iar domeniul de funcție înseamnă să descoperi toți și cărora le pot găsi imagini. Să nu cumva să apară un moment de supărare. Pentru că fracție, orice știm de fracție, când există fracția? Deci există, pot găsi greci, după ce locuiesc X, are rost, lucrează, dacă nu intră în situația dificilă, este fi zero. Învățarea la zero nu are sens. De aceea, când vezi o fracție, ori de câte ori vezi o fracție, pui repede condiția numitorului fel de zero. Deci condiții. Există, nu? Există fracția. Sau zice, condiția care pune. Este asta, modul din x plus 2 minus 7 egal cu 0. Modul x plus 2 minus 7 egal cu 0. Noi mergem cu negația.
Nu mai e capul zero. Fie de zero, a spus, nu? Fie de zero, n-ar trebui să fie zero, că zero la zero, n-ar trebui. Noi mergem cu negația, vedem cât este zero și acele valori îi dăm deoparte. Deci, mergem cu negația în situația acestea. Și anume, ne interesăm, ne interesăm. Când modul din minus 2, minus 7, egal cu 0. Când se întâmplă asta? Când modul din minus 2, minus 7, egal cu 0. Deci ne interesăm când se întâmplă chestia asta. Ce părere ai? Deci, cum rezolvăm așa asta ecuație? Dar cum scoate de acolo? Deci, deocamdată, să o ducem cu o echivalență pe asta, da? Deci, echivalență cu modul din x plus 2 egal cu 7. Și ne întrebăm, modulul cui să facă 7? Cine să fie aici? Păi, mă rog, adică, 5. Cum ai gândit tu 5? Că 5 cu 2 fac 7 și modul 7 egal 7. Numai 5? Păi, era pe rând. Adică, prima cu x plus 2 egal cu 7 și după x plus 2 egal cu minus 7. Deci aici poate să fie 7, dar și minus 7. Maria, modul din 7 egal cu 7, cum ai zis tu, dar și modul din minus 7 face 7. Dar nu avem acolo modul, nu avem jos. Păi tocmai există și varianta să fie minus 7 aici, care furnizează un alt x. Deci, asta ar fi echivalent cu traducerea următoare. X plus 2 egal 7 sau X plus 2 egal cu minus 7. Sunt două variante. Deci, poate să fie 7 sau minus 7. Deci, ai spus bine, X egal cu 5, X nu o variantă, și al doilea X, X2 egal cu minus 7, minus 2, minus 9. Deci sunt două valori. Nu ești convinsă. Nu, dar eu nu înțeleg că minus 7. Că 7 n-a fost în... Dar atunci înțelegi ce înseamnă modulul. Deci când zici modulul dintr-un număr, din 3, cât este modul din 3? 3. Dar modul din minus 3 cât este? 3. Păi vezi, ăsta de aici, din întrebare, poate să fie fie în 3, fie în minus 3. Ăsta din întrebare, expresia asta poate să fie fie 7, fie minus 7. Dar fiind faptul cum ai răspuns aici. Că modul din 3 face 3, iar că modul din minus 3 face tot 3. Dacă e negativ, îi schimbăm semnul. Deci când e negativ, îi schimbăm semnul. Și tu ai tăiat libertatea să fie și minus 7. Tu nu ai vrut să fii, dar vreau să fii numai 7, 5, salut! Adică ai mers numai cu varianta că modul din 3 face 3 și atât. Tot nu ți-ai pare. Nu. Mai insist un pic. Rostul punerii între... N-ar mai avea niciun rost să mai pun întrebările acelea dacă tu n-ai înțeles asta. Deci, dacă zici că modul din 3 egal cu 3 și atât, păi 3 egal cu 3 și ce? Deci, dar de ce poate să fie și minus 7? Că nu e modul, nu-mi dau seama de ce. Deci, poate să fie și minus 7? Da, nu-mi dau seama de ce treaba asta. Păi dacă rostul modului este așa, când este pozitivă, lasă așa. Și când e negativ, îi schimbă zero și a face pozitiv. Deci există și pozitivitatea ca să fie minus 7 și să-l transformă în plus 7. Deci ăsta este rostul modului. Să ne înțelegem, modul din x egal cu, iată este și modul, dar modul din x egal cu x dacă x-ul e pozitiv. Deci modul din x egal cu x dacă x-ul e pozitiv și egal cu minus x dacă x-ul este negativ. Fiind negativ și cu minusul în față, face pozitiv. Da? Ai înțeles acum? Insist. Deci x plus 2, modul din x plus 2 egal 7, înseamnă că aici poate să fie fie 7, fie minus 7. Fie 7, fie minus 7. Și atunci am 5, cum ai spus tu, dar am și pe minus 9. Sunt două variante. Iată, dacă înlocuiesc, așa se întâmplă. Deci, când pentru x egal cu, cât am zis, cu
5, rezultă că avem modul din cât? 5 plus 2, egal cu modul din 7, și când e din 7, egal cu 7. Perfect. Deci am verificat. Dacă x egal cu minus 9, atunci avem modul de minus 9 plus 2, care face modul de minus 9 plus 2, egal cu modul din minus 7, și modul spun, băi, ești negativ, e la pozitiv, gata. Deci ne dă plus 7. Iată, am două valori verifică. Care a rezolvat ecuația asta? Înseamnă am descoperit pe aceiași, pe care dacă îi înlocuim, se fac relația de răspunsul la 7. Atât. 5, 10 minus 9, două valori. Da, dar astea nu vom vin nici o clipă. Pentru că în momentul acela am venit la 0. Când așa ne-am găsit. Așa vă spun că fi definit pe el, el minus mulțimea formată din elementele astea. Minus mulțimea formată din elementele care? 5 și minus 9. 5 și minus 9. Cum va avea din el? Dacă foarte clar, domeniul de ființă a aflat, ăsta este. Da? Domeniul de ființă, ăsta este. Mulțumea valorilor pentru care se întâmplă chestia asta, e cea care... Deci, eu dar mai rețeta. Legea. Dar să rămâne ții ca sarcină, ca obligații, să găsești domeniul de ființii. Adică să descoperi pe cei X. Deci găsim pe cei X. Pentru care... Pe care... pentru care putem găsi imagini. Deci toți acei X pentru care putem găsi imagini. Iată că dacă vreau să fac f de 5, hai să facem f de 5 pentru face. F de 5 egal cu 3 ori 5 plus 5 supra modul din, cât din, vă rog să vedeți voi. Din 7... Modul din 7 plus 2. 7 minus... Nu, 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 că x-ul e 5, mă. Da, dar eu... Vezi, durată, modul din 7 minus 7. Și egal cu 15 și cu 5, 20, supra? Cât? 0. Supra 0. Și asta e mare panică. Împărțirea 0 nu are rost. Iată că lui 5, nimic putem pune, nimic în corespondență. Nu am imagine pentru el. Și nu are rost, nu poți să-l păstrezi. De ce nu am dat urmate? Nu ai ce căuta 5 în domeniul fizic, când pentru tine nu găsesc imagini. Nu găsesc ideea. Da? Ia să vedem pentru 9. F de minus 9 pagați, nu? F de minus 9 face 3 ori minus 9 plus 5. Totul supra modul din minus 9 plus 2 minus 7. Și egal cu minus 27 plus 5. Totul supra modul din minus 9 modul din minus 7, care face 7, minus 7, face ceva pe minus 22 pe 0 și altă supărare mare, n-are rost. Și de aceea, voi, cele două elemente, 5 și minus 9, afară din domeniu. Că nu mă descurc. Zice funcția, eu pentru oricine pot face treaba. Pentru orice X pot găsi imagine. Dar cu excepția celor două, și de ce am de parte? Te-am înțeles? Deci asta înseamnă ce se oferă ce? Ce se oferă rețeta după care obții întregii și sarcina ta să stabilești domeniul de ființii. Ce trebuia să știu aici? Două lucruri. Când există fracția, când există numai dacă numitorul e verde 0, puneam condiția, luam negația ei și să plumusești tu să rezolvi ecuația cu modului. Deci două lucruri am testat aici. Știi să rezolvi ecuația după ce ai pus condiția, ai luat negația ei că diferite sunt multe valori, dar loc, pentru care ar fi necasul? Când ar fi 0. Și atunci, asta m-a dus la 5 la minus 9. Și pe ce le-am scos? Deci am testat două lucruri. Condiția de existență a fracției și rezolvarea ecuației cu moduri. Da? Foarte clar să fie asta. Și așa că, mai facem încă un loc, ca să mă convingeți că lucrurile sunt clare. Uite, diferent de X egal cu, dau rețeta,
E de x egal a 2x plus 5 supra modul din x pătrat minus, să zicem, minus 1. Ieri de X o să modific
egal cu x pătrat plus 8 și minus 2. Să vedem. Cum gândim aici? La condițiile de existență. Așa, deci, Maria, te răspundești tu. Până în condițiile de existență, adică? Care x pătrat plus 8, modulul din x pătrat plus 8 minus 2 să fie diferit de 0. Corect. Apoi avem x pătrat plus 8 egal cu plus minus 2. Deci, ai zis bine, condiția este asta, că modulul din x pătrat plus 8 se fac minus 2 diferit de 0, noi luăm negația, adică o să luăm de modul din x pătrat, negația, da? Modul din x pătrat plus 8 minus 2 egal cu 0, ce ar însemna echivalent? Modul din x pătrat plus 8. Modul din x pătrat plus 8 egal cu 2, da? Plus de 2 în toate cealaltă. Și acum înseamnă echivalent de aici, x pătrat plus 8, e egal cu? Minus 2. Plus și minus 2, 2. Minus 2, da? Încă o dată egal cu 2 sau x pătrat plus 8 să fie egal cu minus 2. Sunt două posibilități. Adică aici sunt întrebare, să afli 2 sau minus 2. Prima de aici ce înseamnă x pătrat? Egal cu minus 6. Minus 6. Aici, se poate x pătrat să egal cu minus 6? Nu, ceva la a doua. Trebuie să dea un număr pozitiv. Ceva la a doua nu faci nimic de număr pozitiv, nu faci niciodată număr negativ. La a doua, la a patra. Ce înseamnă la a doua? Înseamnă că dacă ar fi negativ, minus 1 nu ți-ar face plus. Deci imposibil aici. Imposibil mulți numere reale. La fel și la plus. Și vezi de sub x pătrat egal cu 5 cu minus 8, minus 10. Minus 10. Imposibil. Asta înseamnă că niciodată nu sunt în nenorocire. Nu dau nimic afară. Deci voi spune că e fi definită pe ea cu valori în cer. Deci n-am nicio spărare. N-am ce scăt să scap. Toate numele, pentru orice număr real găsesc imagine. Sănătate. Da? De data asta, funcția e definită pe toată mulțimea numărul dragă. Nu am niciun motiv de spărat. Dar vă dau o altă funcție. Ia să vedem funcția de x. Deci, x pătrat egal cu 3x minus 1 supra modul din x pătrat plus 2x minus 5. De la fel punem condițiile de existență. Așa, adică modul din x pătrat plus 2x minus 5 diferit de 0 echivalent cu... Nu e echivalent. Rezultă. Nu rezultă. Negația o dos aici. Deci luăm negația, adică negăm pe asta. Și o să luăm modul din x pătrat plus 2x minus 5 egal cu 0. Deci negația situației ce ai văzut la logică matematică, ai zis, da? Și negația o dintr-o poziție. Da? Da. Care însemna ce e Maria de aici? Modul din x pătrat plus 2x egal cu 5, nu? Egal cu 5. Da, modul din x pătrat minus plus 2x egal cu 5. Ce ce aveți să mai aici, valent? Cu x cu minus 5. Nu. Că cu x pătrat. Două situații. X pătrat. Vorbește ca să pot scrie. Modul din x pătrat. Nu mai este modul. Tocmai traducerea modului înseamnă x pătrat plus 2x. X pătrat plus 2x egal cu? Minus 5. Minus 5. Sau x pătrat plus 2x egal și cu cine?
5 și 5. Sunt două posibilități. Da. Am fost acolo 5 și nu mai există. Păi mai e. Da. Faptul că l-am pe 5 în dreapta de mine 5. Da. Și modulul egal cu 5 înseamnă tradus egal odată cu 5. Expresia de întrebare, explicitarea modului, înseamnă asta egal fie cu 5, fie cu minus 5. Deci, cu 5 și cu minus 5. Sunt două situații. Și ne-am continuat lucrul. Hai! Din prima, din instalată, plus egal cu minus. Deci de aici se lucra. X pătrat plus 2X. Este... Ducem de minus 5. E ecuație de egală cu 2. Așa, X pătrat plus 2X plus 5 egal cu 0. Avem ecuație de egală cu 2. Am dus pe minus 5 în stânga. Este de forma AX pătrat plus BX plus C egal cu 0. Ecuația de egală cu 2. Și trebuie să găsim rădăcini, să găsim cele două valori pentru care se întâmplă chestia asta. X la pătrat este egal cu 1. De ce 1? Asta e care e logica. Cum știi tu să faci ecuația de gradul 2? Păi e vorba, e formula aceea. X1 2 egal cu minus B plus minus radical din delta asupra 4A. Păi, e altceva. De la zic înseamnă... A, B, C, U. Și pe urmă după aceea. Îl pun de A, X pătrat plus B, X plus C. Da? Egal cu 0. Și cine este A, oare aici? A, X pătrat. Aia, nu, e 1. Fără excentru. Păi altă poveste. A, nu este X pătrat. A, este 1. Nu, B. X pătrat egal cu 1. Păi, cum să fie x pătrat egal cu 1? Adică x pătrat este ca și cum ar fi acolo, a egal cu 1, aia o să zic. Noi, deci facem paralela între astea două și ne uităm, coeficientul x pătrat, adică ce este în fața lui x pătrat, e au. Au egal cu 1. Da, aia am văzut, deci m-am exprimat bine. A, deci a egal cu 1, b-ul cât este? B-ul egal cu 2. Așa. Și ce e egal cu 5? Și atunci, delta acela, cu cine este egal? B pătrat minus... B pătrat minus 4AC. Și egal cu B-ul cât este casul nostru? 2, da, deci 2 la pătrat, minus 4 ori 1 ori 5, și egal cu... 20. Minus 16. 4 minus 20 face egal cu minus 16. Când delta e negativ, ce știți? Că nu are soluție în el, dar are un mai complex. Adică ce se întâmplă? Când te apuci să rezolvi ecuația, x1, 2, egal cu minus, minus b, b plus, plus minus radical din delta, totul supra 2a. Da. Și egal cu minus b. Păi e minus b, minus i radical... O secundă. Hai să vedem minus b, care înseamnă la noi 2, deci vine minus 2, plus sau minus radical din minus 16. Ei, ce putem spune? Adică nu am de soluții în el.
nu are soluție. Deci ecuația, ecuația asta, varianta B, nu are soluție. Nu are soluții. Dar cu acele complexe se scoate cealaltă. Da, dar complexe are soluții, dar nu are nicio legătură cu... Așa. Deci aici, ca să ne ducem până la... Dacă ar lucra în complex, s-ar face un plus la minus I radical de 16. Păi, aroma, că minusul ăsta ar face I pătrat și I în față. Da, da, supra 2. Supra 2. Și egal cu minus 2 plus minus I ori 4. De acord? Da. I ori 4. Da. Care așa este și face supra 2. Supra 2. Și egal cu scoatem pe 2 în factor. Facem 2 pe lângă minus 2 pe lângă minus 1. Minus 1 plus 2. Plus 2i. Așa, 2i, da. Supra 2. 2. Și 2 cu 2 nu se simplifică și de minus 1 plus 1. X1 2 egal cu minus 1. Minus 1 plus minus 2. Adică sunt două variante. Da, e conjugat. X1 egal cu minus 1 plus 1. 2 și x2 minus 1 minus 2. Minus 1 minus 2. Sunt numele complexe, o jucate. Hai să ne întoarcem. Din prima variantă am constatat că nu am soluție neagră. Că am fost pus în ce situație, Maria, să extrag radicalul dintr-un număr negativ și nu se poate neagră. În complex, da, în celor în complex se poate că e minus 1 face I pătrat, iese I-ul și în sfârșit. Dar o să vorbesc și despre un complex într-o altă lecție. Acum, iată cum la a doua... Să vedem pe a doua, să vedem ce vedem. X1 e minus 2 minus... Am avem ce ecuație? Avem X pătrat. X pătrat plus 2X. Minus 5. Minus 5 egal cu 0. Delta e de 24, radical din delta e 2, radical din 6. Deci, punând pe desubt A, X, A-ul cât este și mie? Maria, A-ul egal cu 1. B-ul este 2. Și C-ul egal cu 5. Minus 5. Delta, cu cine este egal cu? B pătrat minus 4. B pătrat minus 4 la C și egal cu? 4 minus, minus 20, așa vine sau plus 20? Plus 20. Plus 20, că vine minus 4, ori A1, orice care e minus 5. Și îți face egal cu 4 plus 20, că minus 5, da, nu se le face plus, da. N-am zis plus? Ai zis minus. Da. Minus ăsta. 4 plus 20 face 24. Și atunci zice, păi, rozitorul X1 în 2, egal cu minus B minus radical din delta supra 2A. Minus B plus minus, minus radical din delta. Da? Delta supra 2A. Minus 2 minus 2 radical din 6 supra 2. Minus 2. Minus 2 radical. Plus minus 2 radical din 6. De ce 2 radical din 6? Păi 4, 6 ori 4 de 24 și 2 radical din 6. Și 4 este radical și face 2 radical din 6. Și nu 24 face 4, 6. Da. Și 4 e și de sub radical și am dat 6. Totul supra 2, ori nu 2. Da. Și egal cu mai departe. Putem să dăm un 2 în asta. 2 pe lângă. 2 pe lângă. Minus 1 plus minus radical 6. Supra 2. Supra 2. 2 pe lângă. Se simplifică și rămâne minus 1 plus minus minus 1 plus minus radical din 6. Deci, iată, sunt două variante, plus minus 1. Am dat X1 egal cu, am găsit valoarea. Da. X1 egal cu minus 1 plus minus 1 plus radical din 6 și X2 egal cu minus 1 minus radical din 6. Astea sunt cele două valori pe care le-am găsit. Cum se definește pe el? Vom spune că el fi definită pe el. Asta le-am pus-o aici. Bine, am ocupat de ea. F e definită pe R. Deci vom spune F e definită pe R. Fără minus 1 plus radical din 6 și minus 1 minus 1. Minus 1 plus radical din 6.
Și minusul, minusul la care și 6 celelalte, nu? Deci observă că am în situația asta două valori care s-o da din mulțumea, din el. Așadar, pentru acestea nu pot găsi imagini. Și de ce le-am întrebat? Că împărțirea la zero n-a mai dat sens. Ce am verificat? Hai să vedem ce credeți că am vrut eu cu ministrul ăsta. Propunându-vă ministrul ăsta, ce am urmărit? Cosmin, ce crezi că am urmărit? Întocmim tabelul ăla. Nu, ce am urmărit când le-am spus să verifici? Pe ce e definită? Adică, dacă nu am valorile... Dar care au fost chestiuni ascunse pe care, ca probă, v-am pus eu în lucrul ăsta? Ah, adică ce-i ăsta? Da. E poate cum... Ce am vrut eu să aflu? Să știm să rezolvăm ecuația cum adu. Bun. Mai întâi am vrut să aflu fracția când există, de ce a spus condiția? Da, când numitorul e diferit de 0. Bun, primul pas. Da. Asta. Al doilea pas, al doilea lucru. Rezolvarea ecuației cu modul. Modul, adică cele două ecuații de aici. Al treilea lucru. Să știm să rezolvăm ecuații de gradul. Asta e. Deci am întins lucrurile un pic mai în față. V-am modus la ecuație x pătrat plus 2x plus 5 egal 0 și x pătrat plus 2x minus 5 egal 0. Deci rezolvarea ecuației de gradul 2 am testat. Știm sau nu? După numele complexe. Am constatat, am vrut să văd dacă știți că atunci când delta e negativ, nu am rădăcini reale, ci rădăcini sunt complexe și eu în el lucrez, nu mă interesează în complex. Iar cea de-a doua a furnizat soluții. Nu? Ecuația de gradul 2. Deci am vrut să văd și rezolvarea ecuației de gradul 2. Asta a fost. Da. Hai să vedem alte funcții. F de x egal cu... Pentru orice X pe Y, tu găsești imagine.
N-ai ce motiv de supărare. Da? Bun. O altă funcție. Păi trebuia să facem poziția de existență ca să ne dăm seama de asta. Nu o pune aici. Stop. Văzând de două mele pozitive, diferite de ziua, ai asigurat tot timpul, e venit pe ea, pur și simplu. Deci, a lua negația și nu știu ce, și aici te duci în bălării, că zici plus minus, așa e, este fără comentarii. Că n-ai înțeles ce, că modulul nu poate fi niciodată un negativ. Și cu tot e dus un număr negativ, e ca cu un număr pozitiv, e ca cu un număr negativ, e posibil. Deci trebuia să te oprești aici. Da. Da? După ce cu condiția, vezi că e tot tipul de fel de zero și stop. Da? Deci ce am probat eu aici? Ia să vedem. Maria, ce crezi că am probat eu prin ei și să răspund? Dacă se mă atenți. Și dacă știți că modulul tot rămâne un număr pozitiv. Deci asta, modulul e tot de un număr pozitiv. Și nu comentăm aici. Și atunci, un număr pozitiv plus 2, e și el totdeauna nu va fi zero niciodată. Nu există niciun pericol ca la împărțirea asta să am zero. Niciodată. Deci de aceea n-am ce să-ți dau departe. Hai să vă vedem un moment. Dacă spun F definită pe funcția asta, legea asta, f de x egal cu 2x minus 3 supra modul de x, 5x plus 7, plus modul din 3x minus 2 plus 1. Deci funcția este tot o fracție, dar la numitor are 2 moduli plus 1. Ce facem aici? Adică, ce pot să spunem? Că modul din 5x plus 7 și modul din 3x minus 2 sunt diferite de 0. Nu, plus, acolo plus, deci modul din 5x plus 7 plus modul din 3x minus 2 plus 1 sunt diferite de 0. Spunem condiția asta, da? Deci spunem condiția. Modul din 5x plus 7 plus modul din 3x minus 2 plus 1 diferit de 0. Și cum ne descurcăm? Trebuie să luăm negația, nu? Eu nu mă luăm nimic. De ce nu? Pentru că e pozitiv. Și sigur că da, e pozitiv tot timpul. Sunt numere pozitive. Deci numere pozitive lucrează modulul. Transformă el. Și plus 1. Numere pozitiv plus numere pozitiv plus 1. E diferit de 0. Nu face 0 niciodată. Adică eu fi definită pe ea, cu valori în ea, s-ar vedea, punct și la coment. N-am ce să scad. Este asemănătoare cu situația înainte. Dar dacă aș fi spus minus 1, și luați acum exemplu de sub, scris din nou, minus 1, deci modul din 5x plus 7 plus modul din dacă iau cu minus 1, ce părere aveți aici? În situația asta? Aici nu mai e pozitiv. Deci lucrurile sunt complică vizibil. Nu mai e asigurată pozitivitatea. Că nu mai este plus 1, e minus 1. De aceea, până în condiția. Modul din 5x plus 7 plus modul din 3x minus 2 minus 1 diferit de 0. Lucrăm. Luăm negația, adică luăm egală cu 0, deci negația. Să vedem când ar fi 0 și pe cele dacă le găsim, trebuie să le dăm deoparte. Deci o să luăm modul din 5x plus 7 plus modul din 3x minus 2 minus 1 egalul cu 0. Deci egalul cu 0. Și modul din 3x. E cum rezolvăm pe asta?
era un singur modul, afară la urechi, se ia numărul în dreapta plus minus, era două variante, dar sunt doi moduri aici. Cum faci? Rog fiecare. Zi. Rog fiecare parte. Și faci un tapet de variația semnului, parcă ar fi o expresie. Deci luăm 5x plus 7, ca o funcție de sinusă totală, pentru că e fundul de x. De cap pe expresia de întrebare. 5x plus 7. Deci lucrăm pe f1, 5x plus 7. Și o anulăm. Adică f1 de x egal cu 0, ceea ce ar însemna 5x plus 7 egal cu 0. Adică ne întrebăm care este x-ul care se lasă expresia să ducă în 0. 0, să fie, 0 este imaginea cărui x. Și rezolvăm ecuația asta. 5x plus 7 egal cu 0. Adică x egal de imaginea cu cine? 5x egal cu minus 7. Adică x egal cu? 5 pe minus 7. Nu, minus 7 pe 5. Minus 7 pe 5. Pe 5. Nu știu, m-am împotrivit asta. Da, pe 5. Pe 5, da. Deci egal cu minus 7 pe 5. Și acum, facem o tabelă de variația semnului. Și x și y. Pentru expresia asta vin de la minus infinit la plus infinit. Deci x și y la minus y la plus infinit. Și e vorba de f1 de x asta, da? Deci 5x plus 7. Când devine ea 0? Când devine 0? Când devine ea 0? Minus 7 pe 5. Deci în minus 7 pe 5 ea este 0. În felul ăsta, intervalul de la minus infinit până la plus infinit a fost rupt în două. O dată până la minus 7 pe 5 și până la minus 7 pe 5 încolo. Să luăm un x de aici. Dați-mi voi un x de la minus infinit la minus 7 pe 5. Maria, te rog. Minus 3. Minus 3 este, nu? Minus 7 pe 5 face ca minus 1 și ceva. Da. Iar minus 3 este de aici. Da. Și minus 2 este, da? Ei, deci luăm pe minus 3. Negativ. Și facem imaginea lui minus 3. Deci e bine. De minus 3 egal cu 5 ori minus 3 plus 7. Și face minus 15 plus 7 și face minus 8. Deci observăm că este negativă pe cea. Și orice x aș da din zona asta, numai minus. După plus. Și după aceea este plus. Bun. Asta s-a întâmplat cu 5x plus 7. Trag linie și mă ocup de desubt de cealaltă expresie dintre x minus 2. Adică eu văd acum 3x minus 2. Când este 0? În aceeași tabelă e bine să faci. Auzi, vă spun, deci în aceeași tabelă. Da, da, după aia calculat asta așa și nu mai bine. Bine. Deci 3x minus 2 egal 0, Maria. Ce înseamnă 3x minus 2 egal 0? Cât este x-ul de aici? 3x egal cu 2, deci x egal cu... 2 pe 3. Nu-i sigur? Nu vreau să zic 3 pe 2. Păi, asta e mai greșeală. Dreapta pe stânga. Deci x de aici egal cu 2 pe 3. Deci se duce 2 din locul se schimba și e egal cu 2 pe 3. Uite că dacă înlocuiesc aici, vine 3 ori 3 pe 3. 3 ori 3 pe 3. Minus 2 egal cu 3 cu 3 se simplifică și vine 2 minus 2 egal cu 0. Deci așa trebuie să fie. 2 pe 3. Deci, iată că este 0 când este 2 pe 3. Unde s-a împunat pe 2 pe 3? Dincolo din minus 7 pe 5 sau în față? După, e pozitiv. Deci 2 pe 3 îl pun pe aici. Și în dreptul său expresia asta este 0. Doar așa l-am găsit.
Și din nou intervalul de la minus infinit la plus infinit de la data asta de 2 pe 3, e rupt în două. Adică am o dată până la... De la, 2, de la minus infinit până la 2 pe 3 și de la 2 pe 3 pe 3, plus infinit. Ei, și ce înseamnă să mai? Dă o valoare. Minus 3, merge iar. Din nou, minus 3. Facem minus 9, minus 2. Minus 9, minus 2, minus 1, minus. E minus, deci. Minus și pe aici. După plus. Minus și pe aceea plus. Iată că s-a întâmplat acum un lucru. Intervalul la minus infinit la plus infinit a fost rupt în mai multe intervaluri. 1, 2, 3 intervaluri. Deci cele două numere care au apărut au rupt intervalul minus infinit plus infinit, adică toată axa în mai multe intervaluri. Și acum am un prim interval. Deci cazul întâi. Cazul întâi. X aparține de la minus infinit. Aparține de la minus infinit la minus 7 pe 5. Minus 7 pe... De minus 7 pe... Minus 7 pe 5. 5. Închisă, zice, da? Da. Ecuația asta. E când. Ecuația 1, mai zice. Negația asta. E când devine. Două puncte. În ea am primul modul. E vorba de 5x plus 7. Cum este pe intervalul de la minus infinit până la minus infinit pe 7? Negativ. Când e negativ, ce face modulul? Modulul dintr-un număr negativ îi schimbă semnul, îl face pozitiv. Adică, leagă se schimbat. Minus, cât minus 7? Deci egal plus 7. Deci când le găsește negativ, îi schimbă semnul expresiei. În loc de 5x plus 7, va avea minus 5x minus 7. Deci ecuația devine. Aici se schimbă semnul și vine minus 5x minus 7. Minus 5x minus 7. Plus, am dat peste al doilea modul. Cum este al doilea modul? Tot pe zona asta, până la minus 5 pe 7, și al doilea cum este, tot negativ. Este bău și lui Sermon și bine, minus.